Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta ne vom juca Granny the Demoniac sau ceva de genul. Pe modul impossible, că vă cred că e un mod impossible. Nu uitați și voi să apăsați butonul de like dacă vă place modul. Și modul ăsta este destul de buguit. Am mai avut două filmări înainte, încercând să-l scap. Dacă știți ce, nimeni nimic. De 3 ori am uit de la bug-uri. Deci de 3 ori am uit de la bug-uri, băi și fete. Și uitați și voi să apăsați butonul de subscribe pentru cei care sunteți noi, deoarece 70% dintre voi nu sunteți abonați. Cum puteți vedea, nu știu, nu e nici... E buguită muzica. Trebuie să avem grijă mare să nu se aud aici că e un bug urât. Flashback. Da, normal. What? Ok. N-am să zic nimic. What the fuck? End of flashback. E un bug foarte urât. Nu ne place bugul ăla. O să am nevoie de un item la sauna până la urmă. Bun, voi auziți ce au și eu? Bă, lasă-mă! Fii aici. Ia s-a buguit. Deci uitați-vă despre ce vorbesc când zic că e modul buguit. Are niște bug-uri. Sau nu știu dacă face parte din script. Trebuie să o muci total. Deci trebuie să o cheme altundeva. De regulă să o cheme aici jos. În garaj. Și mai dai o dată. De obicei, de două consecutiv nu se bucurește, că deschid ușa din prima. Aici merg alte exploituri, așa fain frumos. Dar poți să te bagi sub aici în mașină, trebuie să te bagi neapărat, că dacă nu te bagi, te ia de după ușă, garantat. Garantat. O să facem mașina. Că e aproape același lucru. Dar o să am nevoie de un item în caz de orice. Aruncăm aici de după asta, ca să avem cu ce. Întâi luăm cleștele, că o să avem voie sus de clește. Nu, s-a bucuit carnea. Mă lasă carnea! Bă, mă cacă în ea de carne.
Bă, la naiba de carne! Cât se mai buguiește? Gata, s-a oprit. Doamne ajută. Na, în loc să mi se pună pe dulap. Avem oricum încă un item aici. Cartea pe care în mod normal aș folosi-o, dar nu o folosim pe acest run. Că n-avem la ce. Adică, degeaba pui cartea, efectiv. E degeaba. E degeabistă cartea. Poți să o pui, dar pentru ce? Că nu-ți dă niciun item. Dar măcar merge sauna pe Impossible, ceea ce e ușurare mare pentru mine. Luăm cheia armă. De ce naiba am chemat-o? De fapt, stai! Stați! Facem altceva! De ce fac asta? Pentru că... aud de jos! Mamă, frate, trebuie să puși degetele astea. Uai de capul meu, ce era să mă prindă. Și am avem câteva secunde să dăm aici. Doamne ajută! Bine că n-a venit la timp. Unde am lăsat asta? Și unde am lăsat dartul? Repede, ducem bateria. Luăm arma, o mai atragem o dată aici și ar trebui să fim ok. Nu știu cum n-a luat trapa. De aceea căutam arma în caz de orice. Nu, eu nu înțeleg cum n-a luat trapa asta. Bă, adică vă rog frumos cineva să-mi explice cum noi ei, măi, frate. O iau eu și noi aia. Hai, mă. Oricum avem nevoie de specială de aici.
Am eu o idee cum am aș putea să o atragă. Unde-i Granny? Nu se putea altcumva, efectiv. E cel mai bun exploit posibil. Freeze trap plus ăsta. Deci dacă avem ușa închisă la baie, putem să scăpăm. Eu nu înțeleg de ce n-a venit. Așa, bun. A, acum a mers, a? Hai mă, n-ai cum să știi. Bun. Oma. Bateria și te asocem carchiul. Ok. Bun. Nu avem nevoie de șuropelniță. La nimic. Trapa trebuie să o ia. Adică n-ai voie să nu o ia. Ai ideea. Vine odată. Pleacă. Aolo, indecență, indecență, indecență. Aoleu. Ce-a fost aia? Aoleu, ce ne-a făcut jocul? Aoleu. Și-a plecat monetizarea, și-a plecat, nu s-a mai întors. Cândva departe, într-o zi senină cu soare, s-a decis Granny să ne grefeze monetizarea. A zis, a, da, nu te mai joci cu mine, ai jucat alte episoade în ultima vreme, ia că-ți fac eu ceva acum și numai tu monetizare. Să te înveți, măi, tu minte, băiete. Mamă, instantaneu s-a detargetat. Dar degeaba te-ai detargetat instant, că eu sunt mai cet decât tine și îți fac așa.
Aoleu, aoleu, aoleu! Am uitat. Am uitat detaliul ăsta mic. Au scos save key-ul, atât mă interesează, nu mă mai interesează altceva, atât, atât, e bun. Eu sunt mulțumit, am scos save key-ul, aia e tot ce mă interesa. Acum, că am scos save key-ul și că avem padlock-ul tehnic, mai avem nevoie doar de bujie și de... Are fapt, stai, că trebuie să dau gazolina jos, acum am realizat. Ne ducem după armă. Dăm gazolina jos, că acolo este. E acolo, sus, cu șurumelnița aia. Vedeți ce magnifică e șurumelnița aia. Acum vom face un exploit de nota 1000. Aoleu! Aoleu, Granny, ce ai vrut să faci? Ai vrut să faci o crimă. Bine că avem freeze trap-ul ăsta, că ne ajută mult. Va trebui să o atragem pe Granny. A venit și Granny, mă. Mamă, ce de gălăgie. Hai să vedem de unde vine. Vine de pe cealaltă parte a planetei. Vine din India, băi și fete. A fost în vacanță în India. Am trimis-o 10 secunde și după aia acum se întoarce. Foarte posibil să-mi facă bug acum. Ah, ce joc generos. Dar nu mai observ faptul că nu pune nici o trapă. Bă, să-mi bat piciorul, de când m-am jucat, nu, nicio trapă n-a pus. Foarte bine. Am, trebuie să dăm de manivelă, să luăm pepenul și să luăm padlock-ul, implicit. Ia uitați acolo, firul! Dacă v-ați întrebat vreodată cum să scoatem dintr-o fântână ceva, ia uitați cum. Aleluia! F-
Foarte posibil să se bucuiască. Ok, nu s-a bucurit. Noi trebuie să ducem ciocanul, să ne ducem după engine, de fapt. Bine, mă. Hai. Voia să facă sunet, să-mi dea grif. Îl aud foarte încet, dar parcă aud ceva. Că se tot buguiește. Se tot buguiește sound, sandbag-urile. Vedeți? Astea fac sunet. Pentru Granny e destul să o buguiască pe toată viața, în pula mea. Alo! Alo! N-ai mă cum să evite trapa aia. Trebuie să o ia. În mod obligatoriu. Deci acolo știm sigur că o ia. Că n-are cum. E prea mic să eviți. Altfel nu vine. Alo. Bun, hai să vedem. Să înceapă distracția. Ok, și cheia franceză e pe jos, ne mai trebuie, am pus bateria, cred că. Am deschis poarta, iar ne mai trebuie, cred că, doar bujia, în realitate. Da, iar ne mai trebuie doar bujia, sunt în aceeași situație. Dar acum știu unde este bujia. N-am adus aici. Ah, cred că am deschis deja. Oh, well, ok. Da, mă, deschisesem deja. Trebuie să vin aici. Să-mi dau seama unde e ăsta. Ala, văd că aici nu se aude. A, mă, pe bune. Acum vine sigur. Trebuie să o scoatem și pe aia să plecăm. Și am terminat jocul. Nu era greu, doar că mi s-a buguit. Cam aia e tot. Am vrut să-l termin și pe ăsta. Dacă mă lua... Ia uitați-o. Aolo, Granny. Trebuie să plecăm de aici. Deja ne-am mâncat vreo câteva secunde. La revedere! Nu mai stăm! Ia uitați aici!
Bun. Gândiți-vă că am jucat o oră modul ăsta în total. Am avut un run de o oră. Ia uitați-o. Și s-a enervat. S-a enervat a noastră. Am distrus-o. S-a dus, la revedere. La revedere. The end. Și ăsta este The Demoniac modul. Mi se pare mai ușor decât Recaptured, asta e clar. Că imediat îți dai seama ce trebuie să faci cât de cât. Și unele chestii, doar că nu s-au pașii, sunt unele bug-uri care se mai întâmplă. Și aveți grijă să nu faceți sunet în tunelul din grădină, că ați belit-o. În fine, băi și fete, aici se închide episodul. Că v-a plăcut, când v-a plăcut, că se facă hater, aici se închide episodul. Băi și fete, eu am fost Gepardu și ne răzim tura viitoare. Pa, pa!